Dragi prieteni, sătmărânii.ro, alături de noi, președintele Adrian Cosma. Bună seara, bine ai venit, Adi. Bună seara, Victor, mulțumesc de invitație. Așadar, o să vorbim despre evenimentele văzute prin prisma Partidului Național Liberal din ultima perioadă, pentru că n-am mai discutat de atunci. Cum e ciuc al nostru? E ciuc al nostru sau nu e ciuc al nostru? Am văzut că a fost prezent la ziua armatei. Practic, cea mai marcantă personalitate. Din păcate, nu știu, mă așteptam să fie un pic de înghesuială mai mare, dar se pare că celelalte partide nu au reușit să-și convingă, mă rog, oamenii de la bucale, să zic așa. Fiecare cum înțelege și cât înțelege, noi punem preț pe evenimentele importante, evenimentele marcante pentru poporul român. 25 octombrie reprezintă pentru noi un moment important. Evident că nu puteam lipsi, noi și toți colegii din Partidul Național Liberal au fost prezenți, mare majoritatea primarilor, aleși locali, toți, subprefectul, secretarul de stat. Toți colegii am fost prezenți și sigur că atunci când ai alături și omul numărul 2 din stat, adică președintele Senatului, președintele Partidului Național Liberal, Domnul Șef. Și este, să nu uităm că, legat de Ziua Armatei, și fost ministru a Apărării, fost, fost mă rog, uh, general, general în rezervă. General nu? în rezervă, evident că nu putea să lipsească de la acest eveniment și nu este pentru prima oară când participă la Carei, cu ocazia Zilei Armatei României. Uh, a fost un prilej și de a face, după acest eveniment, și politică, pentru că ne-am întâlnit uh, într-un cadru organizat în format am de... Am crezut că zici restrâns, că dacă și el l restrâns. Restrâns, atunci. Deși, deși a participat ca au participat doar aleșii locali. Da, în jur de 3 și 400 de colegi am, am fost prezenți. 95% din aleșii locale au fost prezenți la acest eveniment. Toți primarii și aproape toți consilierii locali și județeni, foarte puțini au lipsit și evident organiza președinții de organizații interne ai Partidului Național Liberal. A fost un moment de a mai discuta, un moment bun pentru a mai discuta aspecte care ne interesează, în special din punct de vedere administrativ, dar și politic. Pentru că anul viitor avem un an important pentru noi, un an important pentru toate partidele politice și trebuie să ne pregătim pentru asta. Și, așa ca o concluzie, să vedem ce putem arăta, pentru că mereu am spus vreau să fac politică responsabil și politică, în primul rând, a bunului simț. Și trecând, făcând o trecere în revista a ceea ce au reușit să realizeze primarii noștri și fiecare dintre noi, acolo unde am fost trimiși în pozițiile politice, la nivelul administrației județene și centrale, eu cred că colegii mei și echipa Partidului Național Liberal Statul Mare și a făcut treaba. Sigur că niciodată nu o să reușim toate promisiunile 100% să le onorăm. Dar atunci când realizările depășesc cel puțin jumătate din ceea ce ai promis, eu cred că putem spune că lucrurile stau bine. Asta pot să spun și eu despre primarii Partidului Național Liberal Satu Mare, că sunt destoinici, sunt harnici și chiar dacă ne-am pune să luăm, dar nu-i cazul acum, să luăm în parte și să analizăm fiecare comunitate din județul Satu Mare unde sunt administrații liberale, vă pot spune că lucrurile stau foarte bine. A, asta și... e bine. Uh... Altceva ce ne interesează la vizita lui Ciuc a fost faptul că uh, a fost uh, oarecum de acord că uh, Satu Mare fiind un județ atipic uh, este necesară o alianță pentru Satu Mare, chiar dacă uh, se va face sau nu la nivel uh, național dar am văzut că are deschiderea de a lăsa o oarecare libertate conducerilor județene în aceste județe atipice. Fiecare județ are specificul <coughs> său. Eu mă bucur că actuala conducere a Partidului Național Liberal înțelege specificul, necesitățile județului nostru și sunt convins. Că nu va exista nicio problemă pentru a forma o alianță la nivelul județului Satu Mare, o alianță care să vină cu soluții, o alianță serioasă, o alianță bazată pe uh, un proiect, pe un proiect serios pentru județ și pentru municipiu. Și vreau să îi asigur pe Sătmăreni pentru că până la urmă tot ceea ce facem, în cele din urmă, putem noi să vorbim vers și uscate, dar Până la urmă, mesajul nostru trebuie să fie credibil și realizabil. Eu asta încerc, alături de colegii mei de la organizația municipală și de la fiecare uh, organizație în parte din județul Satu Mare, să venim cu acele mesaje bazate pe realitate și mesaje care izvorăsc din nevoile fiecare, fiecarei comunități. Nu trebuie, și tot timpul am, am spus-o clar, nu trebuie și nu suntem noi chemați să inventăm uh, roata sau să inventăm uh, mersul pe jos. Nu e cazul însă ceea ce putem face cu siguranță putem să fim mult mai atenți la ceea ce înseamnă sănătatea în județul Satu Mare, calitatea lucrărilor de infrastructură pe drumurile județene, îngrijirea spațiilor din jurul drumurilor județene, tot ceea ce înseamnă uh, economie, pentru că e foarte important, mai ales în aceste vremuri și din păcate, trebuie să o spun și am mai spus-o și văd că în ultima perioadă tot mai mulți își dau seama că potențialul județului satul mare din punct de vedere economic nu este exploatat deloc. Noi n-am reușit în 33 de ani să fructificăm faptul că avem un aeroport, faptul că suntem la uh, graniță cu două state două țări, da. și nu reușim să fructificăm acest lucru nu reușim să ne impunem, să, ca județul satul mare să fie reprezentat mai bine de la nivel de Consiliul Județean și să obținem atunci când este momentul anumite, anumite beneficii pentru județul nostru care s-ar putea obține și din păcate a conducerile care au fost n-au făcut acest lucru. Pe mine și aici trebuie să fie foarte clar. Eu, în dezbaterea care se va... Pentru că pe măsură ce ne apropiem de alegeri, evident că va fi și mi-aș dori să fie o dezbatere bazată pe, pe argumente și pe proiecte, pe soluții cu care venim. Pe mine nu mă interesează puțin și cred că pe niciun sătmărean nu-l interesează naționalitatea președintelui Consiliului Județean sau a primarului. Nu asta este problema noastră. Problema noastră este că avem probleme cu managementul la spital, Sătmărenii nu mai au încredere în sistemul medical din satul mare pentru că managementul este defectuos, pentru că oamenii aceia nu reușesc să facă performanță. Nu medicii neaparat, nu medicii sunt problema, nici asistentele, nici infirmierii, personalul de acolo, ci managementul este defectuos. Este impardonabil, este inacceptabil din punctul meu de vedere să ai o finanțare de peste 10 milioane de euro, bani la dispoziție, din fonduri europene care să-ți vină serviți, ia de aici, fă un proiect, faceți, domnule, un proiect ca lumea și luați banii aceștia și folosiți-i pentru sănătate. Am ratat președintele Consiliului Județean. Asta e atributul Consiliului a Județean, dat, nu a managerul A făcut neapărat. adresă. A făcut adresă. Această conducere a Consiliului Județean prin care a renunțat la bani. Am adresa, am răspunsul. Culmea că pe atunci când am primit acel răspuns, era răspunsul semnat tocmai de domnul Ceche. Era ministrul domnul Ceche de la UDMR. Dar nu asta este problema. Eu n am o problemă cu UDMR-ul, Doamne ferește. Eu am o problemă cu incompetența președintelui Consiliului Județean, care nu reușește să depolitizeze managementul de la Spitalul Județean, care nu reușește să facă lucrări de calitate, care nu reușește să întrețină drumurile județene la un nivel acceptabil. Zilele trecute, chiar am fost în emisiune, ultima dată discutam despre uh, acea groapă care a făcut atâtea probleme pe drumul județean de la satul mare la Borlești. Dom'le, astea sunt Ce semnale. Mai astea Ce mai, sunt... mai face groapa aia, e bine. Păi, că nu e astupată. E astupată. Eu, eu zic că toți membrii PNL ar trebui să înfiați o groapă, știți, și să vă ocupați de ea. La asta va trebui să ajungem, pentru că deja <laughs> ăsta este un semnal, ăsta este un ultim strigăt, să spun. Un ultim strigăt. De la, înălțime, la înălțimea președintelui Consiliului Județean, care nu iese din această amorțeală, din această adormire, să realizeze că lucrurile mici se pot realiza. Înființează, domnule, un serviciu public care să se ocupe de problemele punctuale care apar. Că nu spune nimeni că trebuie să tot timpul poți. Înțelegem procedura de achiziție Pentru a face, pentru a repara da, Pentru a tăia ani, un da. copac Pentru Sunt atâtea probleme care apar Ca într-o familie, ca într-o gospodărie Dacă am nevoie de o sculă Mă duc, mi-o cumpăr, mi-o pun pe raft Am nevoie de o roabă să-mi car ceva prin o gradă Mă duc, o am și o folosesc Păi asta este și cu un județ Și cu un municipiu E vorba despre cât de bine poți să te gospodărești Numai că pentru asta Pentru asta Ar trebui în viitor să ne uităm Și să se uite sătmărenii Oamenii pe care îi aleg, ce au făcut în viață, ce au reușit să facă, sau ce fac ei pe acasă, sau să se uite în curtea lor, în odorul lor, să vadă cam cum se gospodăresc. Așa este și cu uh, gospodăria unui județ. Nu se poate să ai atâta lipsă de viziune. De șapte ani de zile este președinte al Consiliului Județean, actualul președinte, da? De șapte ani n-a reușit să ducă spitalul județean să-l facă, să-l facă, să-l aducă la un nivel la care sătmărenii să nu mai fugă din el. Sătmărenii să meargă liniștiți. Pentru că prea multe probleme au fost acolo. Prea, mult, prea multă neîncredere a semănat tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Din cauza managementului prost. Asta... Din cauza că cineva nu poate să pună piciorul în să spună stop până aici. Asta este, aici de asta se ocupă. Actul medical este una, dar managementul spitalului trebuie să fie cu totul diferit. Noi avem probleme. Avem probleme serioase la spital. Și acest lucru, din orice cercetare sociologică care este făcută, să știți că rezultă. Neîncrederea în sistemul de sănătate. Principala problemă pe care o consideră majoritatea sătmărenilor este legată de sistemul de sănătate. Asta trebuie să ne pună serioase semne de întrebare. Noi nu avem cum să nu remarcăm. Suntem locul 1 la nivel național, județul Satu Mare la morți infantile. Suntem locul 1 ca urmare a bolilor cardiovasculare. Speranța de viață este una dintre cred că cea mai scăzută din țară pe acolo, în județul Satu Mare, pe la, coadă, Mar, pe la coada clasamentului. Nu, nu, se poate. Nu se poate că noi n-am reușit să exploatăm faptul că suntem la poarta Europei, aici vecin cu Ungaria. Deci dacă nu avem grijă, nu e evident să ne uh, depășim această condiție. Oricine, dacă nu avem grijă de sănătate și de învățământ, o să fim varză. Și aici am înțeles că unele bețe în roate sunt și la învățământ. Mă refer la extinderea și mult discutată a, a școlii generale Lucian Blaga, unde se tot așteaptă un, un aviz, da? Iar dacă nu vine la timp, am înțeles că se pierd niște bani. Iar, chiar, iar pierdem niște bani, așa? Eu aș vrea să cred că nu. E clar, e clar că nu s-a dorit. La nivel de primărie nu s-a dorit să se libereze un certificat de urbanism care trebuie liberat conform legii în 15 zile. Au trecut aproape 3 luni, de abia după a, cred că s-au împlinit 3 luni, a fost eliberat certificatul de urbanism, după 3 luni. După ce am ieșit și n-am mai știut ce să fac, pentru că la adrese, la uh, rugăminți nu răspund, nu interesează și atunci am ieșit public. Și am făcut o filmare în fața școlii gimnaziale Lucian Blaga, unde am cerut public, ca să vadă oamenii despre ce-i vorba, pentru că sătmărei trebuie să știe ce se întâmplă, i-am cerut prima eliberați, domnule, acel act. Eliberați ca să putem cheltui acei 150 de mii lei care i-am adus eu, prin amendamentul meu la legea bugetului de stat, pentru a putea începe demersurile pentru uh, elaborarea certificat, uh, documentației pentru o nou, un nou corp de clădire, care este necesar. 350 de copii învață într-un bloc. Într-un bloc de locuințe. Un bloc cu toaletă Ați văzut. la parter. Ați văzut ce înseamnă. Da. Și e... am văzut, sigur, câțiva, dar tot așa, din zona politică aud de care mi a spus, bine, domnule, păi de zeci de ani. Păi și dacă e de zeci de ani, n-am voie să spun. N-am voie să, să găsim o soluție împreună. O mai lăsăm niște zeci de ani. Am spus foarte bine. Felicit faptul că la școala Racoții s-a investit la nivel de secolul 21. Foarte bine, bravo. La Călcei, la toate liceele uh, catolic, ce -o mai fi, reformat. Foarte bine, nu sunt împotrivă. Dar nu se poate ca unii să fie la secolul de 21, iar unii la, secol, la nivel de secolul 19. Este inacceptabil acest lucru. Nu pot să înțeleg și noi cheltuim bani pe festivaluri la care merg o sută de oameni și închiriem scaune cu 35.000 de lei. Și scenă cu 15.000, și sonorizare cu 15.000, și uh, foto, video, nu știu câte zeci de mii de lei. Deci toate lucrurile astea deranjează, astea devin deranjante. Ei, da, astea poate. trebuie să le. Alea, afle le putem lua acasă, scaunele alea, la prețul ăla. Nu, au fost doar închiriate. A, doar închiriate. Cu, acel, cu acei bani le puteam cumpăra scaune ca să rămână în uh, proprietatea primăriei, ca să nu mai trebuiască să închirieze. Închiriem căsuțe pe sute de mii de lei de la firme prietene cu primarul din zona de interese a UDMR. N-am cum să nu vorbesc despre astea, Victor. Astea trebuie spuse. Astea, trebuie astea spuse... sunt realități care. Sătmărenii trebuie să le știe. Pentru că înțeleg. Noi nu trebuie să luăm... Domnule, ne-a făcut un trotuar. Foarte bine, asta e treaba primarului. Să facă trotuar. Asta nu trebuie să-i ridicăm cuiva statuie. Eu am spus normalitate. Adică ajungem să ne bucurăm pentru normalitate, pentru ceea ce este normal, dar hai să vedem toate aceste furtișaguri. Hai să vorbim despre ele. Hai să le punem pe tapet. Hai să vedem care sunt societățile căpușe din jurul intereselor primarului, a președintelui, să vedem, pentru că trebuie discutate despre Nu poți să vii să-mi spui că e lapte și miere. Pentru că nici asta măcar n-ar interesa să sau nu m-ar interesa pe mine dacă nu mi-ai da motive să critic modul în care este gestionat banul public, modul în care este gestionat spitalul județean, modul în care sunt gestionate lucrările care se fac de cea mai proastă calitate de multe ori și negândite. Nu pot să nu vorbesc despre faptul că în municipiul satul Mare, în șapte ani nu s-a construit un loc de parcare. S-au marcat niște locuri de parcare pe marginea trotuarului și s-a continuat în cartiere, un proiect început de primarul de pe atunci Coica și s-a continuat. Dar un loc. Oradea este la 2000 de locuri de parcare. 2000 de locuri de parcare în centru. Venitul pe care îl realizează municipiul Oradea anual este de 5 milioane de euro. 25 de milioane de lei realizează venit net municipalitatea din Oradea. Nu, oare nu putem să ne, să ne inspirăm de la cei care chiar știu să facă performanță? De la cei, care, la cei care funcționează. Da, vorba ta nu trebuie inventată apa caldă, trebuie doar să iei niște exemple care funcționează. Și atunci revenind la întrebarea inițială, spun așa, voi veni cu un proiect Împreună cu echipa mea, împreună cu echipa de primari, împreună cu subprefectul, împreună cu secretarul de stat, împreună cu toți membrii Partidului Național Liberal din Satul Mare, pentru că la asta lucrăm acum. La un proiect, soluții pentru municipiul Satul Mare. Un proiect, Pentru că unde în jurul așteptați? unui proiect, ca să fie foarte clar, la Satul Mare se va realiza o alianță. Am invitat și invit și ori de câte ori am ocazia invit toate forțele politice să vină alături de noi, împreună. Aici nu este vorba că în jurul cuiva trebuie să facă o alianță. Trebuie să se facă o alianță în jurul unui proiect. Un proiect cu 10 puncte pentru județul Satu Mare și un proiect pentru municipiu. Ca să vedem cum dezvoltăm municipiul Satu Mare. Și îți mai spun un lucru, Victor. Dacă au fost 33 de ani, a condus în mod direct mai mult, dar și indirect, udmr mereu a fost la guvernare. Prin diferite personaje. Da? Păi le cer și eu, ca patru ani să aibă încredere într-o alianță. Măcar să, să vadă diferența. Ca să le put, pot arăta. Uitați, da. dragi sătmăreni, că se poate și altfel. Pentru că modelul de administrație pentru mine și inspirația mea va fi Oradea, va fi județul Bihor, va fi Clujul, va fi mai nou Maramureșul, Consiliul Județean Maramureș, care se mișcă bine. Și Sălajul, și și sălajul uitați-vă, e suficient să vedem, din punct de vedere economic. Mergeți să vedeți drumurile județene. E altceva. Asta înseamnă, eu, cu eu pentru mine astea sunt cum să spun, modelele de administrație eficientă. Modelele de administrație care au făcut performanță. Da. Este un început. Văd că Încep anumite partide, formațiuni să adere la această alianță pentru satul mare. Am văzut chiar și partide care, mă refer la PMP și la uh, Partidul uh, Sărănesc, da? Plus că mai sunt și alte voci care, din toate partidele, care își doresc acest lucru. În primul rând, am făcut da. un pas important și cred că e bine, cel puțin în județul sat mare e de bun augur, fuziunea cu ALDE. Se știe, ALDE mai de mult când s-a dezlipit, s-a dezlipit tot din Partiul Național Liberal. Da. Sigur că nu, au, nu vin cu o zestre foarte mare. Ei dar practic sunt au câțiva, revenit. Sunt câțiva aleși locali, de exemplu, l-avem pe primarul Ionici din Cămârzana, care se alătur echipei, prin fuziune va deveni primar PNL și mulți vreo 20 de, 22 de consilieri locali cu care mare parte am discutat și vor, se vor alătura echipei Partidului Național Liberal Satu Mare. Partidul Național Liberal Satu și-a stabilit ca principal obiectiv câștigarea Consiliului Județean în 2024 și a alegerilor locale la Satu mare, la municipiu. Ăsta este celul nostru. Și vă spun că o vom face într-o alianță. Așa cum foarte bine ai amintit, Partidul Mișcarea Populară, Acolo s-au mai clarificat lucrurile de când ne am discutat, pentru că săptămâna trecută președintele Diaconescu am înțeles că a avut câștig de cauză și are da. drept de semnătură în relația cu autoritatea electorală permanentă, ceea ce... L-am avut și de pe Narcis fapt, aici, care reprezintă, adică Consiliul Județean PMP. Consiliul și... Județean care s-a alăturat, alăturat echipei, ceea ce încă o dată confirmă faptul că am fost vizionari în momentul în care unii spuneau, păi ați făcut cu o aripă. Nu ne interesează, nu aripă. Noi facem cu oamenii care contează și oamenii care își doresc ca județul acesta să o ia într-o altă direcție, într-o direcție mai bună. Partidul Național Țărănesc, Maniu Mihalache, la fel. Au un nucleu Bun, de acord și în sunt două momentul... partide istorice, Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc. Bun, dar țărănesc. sunt micuțe, sunt micuțe. Noi, noi invităm pe toți. E noi de invităm acord pe ca toți. Noi invităm În momentul în care uh, vor veni mai multe uh, partide și vor participa la această alianță pentru statul mare, ca președintele, candidatul la președinția Consiliului Județean să fie desemnat în urma unui sondaj de opinie. Categoric. Și deci așa nu este că normal. Bosma, eu vreau. Nu, 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 nu. Deci nu. să fie un sondaj pa de opinie. În momentul în care ne așezăm la masă, pentru că așa este corect. Și corect, nu neapărat în relația cu noi, pentru că noi le mai putem digera ci în relația cu sătmărenii. Cel care va fi desemnat ca urmare a unui sondaj de la partidele care își dau mâna și înțeleg necesitatea unei alianțe pentru județul satul mare și nu împotriva cuiva. Asta nu este o alianță împotriva cuiva. Nu. Va fi în jurul o unui alianță proiect, da? pentru un proiect, pentru satul mare, pentru o altă direcție și pentru a exploata la maxim potențialul pe care îl are județul Și satul Până mare. la urmă, o alternanță la guvernarea locală, pentru că alternanțele la guvernare nu sunt fac decât bine, bine venite. Absolut. Fie ele naționale, fie ele. Și asta îi dovadă și Cine în va termen. ieși cel mai bine în sondaj din partidele care se vor așeza la masă în jurul proiectului, acela va fi candidaturi, iar eu voi fi primul care îl voi susține dacă va fi altcineva, fără probleme nu trebuie, aici nu, e, nu plecăm cu prejudecăți. De aici, de, eu de, aia sunt relaxat. De aceea spun, haideți, nu se spune, nu se face alianță în jurul unui partid. Nu se face alianță în jurul unui proiect. Pentru că proiectul și țelul pe care îl avem împreună trebuie să fie cel mai important. Iar cel mai cinstit candidatul să fie desemnat în urma unui sondaj, până la urmă... Asta ne dorim. Cred că e democratic. Păi da, lumea asta votează. Cum mai stai cu păcănelele? Amenințări? Ceva? Nu? Că Atenție că acolo e o industrie destul de bine pusă la punct și s-ar putea ca multora să nu le prea convină. Le-am spus ieri la comisie, era dezbatere, a fost o dezbatere largă cu o reprezentare foarte puternică a industriei jocurilor de noroc și le-am spus fraților mie mi-e frică numai de Dumnezeu și nu mă poate impresiona, nici am, nu m-au putut impresiona și nu mă vor impresiona amenințările voalate. Că dacă vedem, dacă legea dumneavoastră va fi bine propusă, noi vom susține. Asta m-a scos din sărite ieri. Unul dintre reprezentanții industriei jocurilor de noroc, dacă propunerea ce rezultă din dezbatere va fi bună, și noi o vom susține. Dar ce e nu se poate. Adică, parlamentului ca să vedeți facet? atitudine. Păi nu poți să-mi așa problema. Parlamentul, cu bune curele, așa cum îi face legi. Și în primul rând ar trebui să se, apl să se aplece spre nevoia oamenilor și spre nenorocirile care se întâmplă în România. Pentru că în cazul jocurilor de noroc, această adicție, această boală psihică gravă, care la un moment dat ajunge boală psihică gravă, este deja de necontrolat. Noi dacă nu facem ceva acum în faza aceasta, vom ajunge să... Să bășbuim, cum facem acum cu lupta împotriva consumului de droguri, care și aici trebuie pus piciorul în prag cât de repede, pentru că scapă de sub control. Încă nu-i cazul, dar dacă nu o vom face, la momentul potrivit, va scăpa de sub control. Este inadmisibil ca la un colț de bloc, într-un cvatar de, de blocuri, să fie te uiți 4-5. Casino, sală de uh, jocuri, în bufet îți două păcănele, uh, sală de pariuri. Dom'le, mergeți în, 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 micro 16, m-am plimbat într-o zi pe acolo. Erau două, trei cafenele, da? unde puteai să stai să bei un suc, să bei o cafea, să bei o bere. Nu mai poți. Au devenit toate să de jocuri. Adică omul când coboară din scara blocului, primul lucru de care dă, casă de pariuri, păcănele, casino. Păi, în ce țară civilizată am mai văzut așa ceva? Da, și din adică, se eu nu spun. Se asta e ca și cea mai veche meserie cu jocurile de noroc. Da. Nu poți, bun, am înțeles. Dar hai să le punem la locul potrivit. Hai să vedem, să nu mai tentăm tinerii, să nu le mai. Să nu fie atât, să de, nu la fie atât de la îndemână. Vrei să joci, nu e nicio problemă. Te urci în mașină, îți iei bilet sau mergi. Dom'le, să fie un efort. Nu? Necăjiții care au 30 de lei în buzunar. Ultimii 30 de lei merg și bagă la aparate cu speranța că îi vor dubla sau ce câștig vor face. Merg acasă, încep scandalul în familie, copii și familii destrămate. Aici trebuie să lucrăm și asta aici trebuie să se înțeleagă. Și ce mă bucur, totuși, a fost o dezbatere destul de, destul de înflăcărată la un moment dat, dar ce mă bucură este că toate partidele, toate partidele au înțeles. Acum, sigur că unii încearcă să o mai joace, să o mai dreagă, dar cred că presiunea populară în momentul de față față de acest proiect, față de necesitatea interzicerii, în primul rând, a publicității, aici trebuie. rapid, eu am fost. Proiectul meu este despre interzicerea publicității sub orice formă a jocurilor de noroc. De aici începe tot răul. Da? Și apoi, sigur, scoaterea în afara, în afara orașului este un, este un deziderat important pe care noi trebuie să-l realizăm. Am spus-o în comisie. Fraților. Personal voi anunța, eu mi-asum asta, public la toate televiziunile pe unde am ocazia, cei care votează împotriva acestui proiect. Și am mai spus un lucru. Da, Sunt ce... vreo șapte proiecte pe, uh, pe circuit. Toate le susțin. Chit că unii încearcă să le bage unele mai în față sau altele din interese politice, nici asta nu mă deranjează. Dar toate le voi susține. Faceți la fel. Să facă da. la fel. Acesta, sigur, foarte mulți sărmăreni și nu numai români au apreciat această inițiativă pentru că, din păcate, această boală, până la urmă că este o boală, produce și tragedii. Avem cazuri și în satul mare, avem cazuri în toată țara. Iar după e, aceea... Mai este o chestie. Primul, îmi aduc aminte, anul trecut era pe vremea asta aproximativ, când am făcut proiectul. Primul lucru, publicități, interzicerea publicității, interzicerea audiovizual și stradal. Câțiva colegi mi-au spus, nu te băga în asta, dar nu cumva, dar doamne ferește, dar vrei să termin, dar nu se poate, vezi că aici ai o industrie. care e problema? care e problema? Păi dacă am venit în Parlament, haideți, domnule, să fim să, să fim da, totuși rațional trebui. și să vedem Iar că nu e în regulă. Urmă... Uitați-vă în București când mergeți, de curiozitate, în București. Deci, o publicitate mai agresivă la jocurile de noroc, cazinouri și pariuri, nu o să vedeți. Dar nicăieri în Europa nu există așa ceva. În data de 1 iulie, cred că ultima țară care a interzis publicitatea stradală și audiovizuală a fost Belgia. La 1 iulie au interzis total publicitatea la jocurile de noroc. Pe nu se poate pe toate blocurile să vezi uh, meșuri de câte 50-100 de metri pătrați câte Ia. șase, șapte cu etaje, cu publicitate, dar, dar gândiți-vă un tânăr, că de multe ori mă uitam și eu așa, mă, dar dacă te uiți, bă, ți se pare ceva normal, adică dacă pe toate blocurile un tânăr, da? Hai să zicem că minorii nu pot juca, deși intră în sările de jocuri, nimeni nu-i oprește. Vă da, spun eu că intră, -au da? N-au voie. Da, -au voie. Dar un tânăr da. la 18-19 ani, care vede, joacă și vei câștiga. Cu noi câștigul e sigur. Uh, alături de noi vei fi bogat, câștigă nu știu ce mașină. Dom'le, da, da, vă dați seama ce e în mintea unui tânăr că A, zice, dom'le, dar de ce, ce poate câștig eu? Păi merge 100 de lei, îi bagă la aparate, îi bagă la uh, pariuri. Noi nu putem, adică toată lumea, toți psihologii, toți psihiatri, toți ne spun că este o adicție că poate cauza boală gravă psihică. Și să punem, să, să mergem pe ideea că, pentru că mai sunt, din păcate, mai sunt unii care consideră, domnule, dar știți cât uh, contribuie această industrie la bugetul da, de buget. stat, dar n-am nevoie de bani pătați de sânge și de lacrimi. N am iar nevoie următoarea, de urmă. bani. următoarea inițiativă ar trebui uh, să fie legată și de publicitatea agresivă la farmacii. Este a, o altă... Uh, atenție că și acolo e o industrie foarte uh, ciudată și exact uh, numărul de farmacie, cam ca și numărul jocurilor de noroc, iar publicitatea agresivă la televizor face de multe ori să ne luăm noi automedicamentația, că a zis vecina de la 4. Adi, mulțumesc. Și eu mulțumesc Te Victor. mai așteptăm și cu alte noutăți. Iar ca și concluzie principală, cum ar veni de la București, Partidul Național Liberal are verde pentru a face alianțe politice pentru satul mare. Da, da așa este. Mulțumim, dragi prieteni, rămâneți alături de noi.